Drumuri spalate de viitură, beciuri inundate și mașini blocate în trafic sunt consecințele ploii de duminică dimineață. În capitală, precipitațiile puternice au adus mai multe pagube. În urma furtunii, strada Dante Alighieri din sectorul botanic al capitalei, care se afla în reparații, a fost distrusă complet de șuvoaie, iar pietrișul și bucățile de asfalt au ajuns tocmai pe strada Muncești, creând dificultăți în trafic. Parcă ploaia nu a fost atât de mare, dar e un dezastru total. Au așteptat cu nerăbdare, atâtea petiții scrise, că în sfârșit acum sunt vreo două săptămâni, hai trei, mai mult nu, de când s-au început în lucrările și toți eram foarte fericiți că în sfârșit porțiunea asta mică de drum o să fie, va fi reparată. Sigur că ne îngrozim. Achităm impozit, achităm tot și nu avem parte de viață mai bună. Tot așa dezastru el, de când la bun început e dezastru aici. Responsabilii din cadrul preturii susțin că, în urma ploilor puternice, strada respectivă a fost cea mai afectată, dar dau asigurări că, în scurt timp, problema va fi rezolvată. Se va aduce nisip, se va compacta, se va aduce prundiș, deci se vor remedia toate problemele. Deci cauza este nu numai ploaia, dar și canalizația care a cedat, este și o țeavă de apă mare în zonă care a fost spartă. Iar pe strada Mihail Cogălnicianu din centrul orașului, un taximetru a fost înghițit de un crater. Din imagini se vede cum gaura imensă era acoperită doar cu pietriș, iar după ploaie a fost spălată de șuvoaiele mari de apă. La amiază au intervenit muncitorii și au astupat cu prundiș. Pe mai multe adrese din capitală a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Pe străzile Zelinski și Calea Ieșilor, subsolurile a două blocuri au fost inundate. Iar pe strada Varnița, un camion ce transporta lapte a rămas blocat. Ploaia a făcut ravagii și în orășelul Codru, Durlești, dar și Grătiești din municipiul Chișinău, unde au fost inundate mai multe beciuri și subsoluri. Precipitațiile puternice au făcut pagube și în mai multe localități din țară. În orașul Comrat au fost inundate mai multe gospodării, iar în unele apa a ajuns până în case. În satul Horești, din raionul Ialoveni, salvatorii au pompat din mai multe beciuri. Ploi abundente au fost înregistrate în localități din raionele Hâncești și Anenii Noi. Comisiile pentru situații excepționale urmează să estimeze prejudiciile.